No, bun de satul meu, eu sunt Venger și bine m-am găsit la prezentarea acestui canal de YouTube. Pentru început, fraților, vreau să vă urez sărbători fericite. Știu că mulți dintre voi nu vă mai uitați la chestia asta când sunt sărbătorile de iarnă, dar eu în momentul când filmez acest episod este a treia zi de Crăciun și practic sărbătorile încă nu s-au terminat, mai vine Revelionul, na, vă spins voi. Pentru început vreau să discut despre schimbarea numelui canalului. După cum mulți dintre voi știu, cum ați observat, mi-am schimbat numele canalului din Caranci în Venger. Chestia asta se datorează faptului că timp de 8 luni, după cum ați observat, am fost inactiv și practic vreau să iau de la zero. Acum urmează o parte în care ea își prezintă practic toate desenele undeva la 2-3 minute. Sincer, chiar n-am chef să arăt toate chestiile alea. Sunt eu carte de colorat, colorată vai de capul ei. Și ea zice că tipul ăla a făcut desenele alea pentru ea. Așa că, sincer, nu să sărim peste partea asta. Oh my god. Oh my god. Uitați. Un telefon. Oh my god, uitați, un telefon. Bă, și bineînțeles că, na, e un telefon foarte ok, pentru că de fiecare dată când trimiți un telefon, îl trimiți așa, fără cutie, fără încărcător, fără nimic. Așa se trimite telefonul, îl bagi în plic și îl dai persoanei respectivă. Salutări, mă numesc Julia și aș vrea să vă arăt cum puteți să deveniți o sirenă, un triton sau un pește, ce doriți. Depinde la ce tip de pește se referă. În adevărat. Eu, când am fost la mare mai de mult, am găsit o sticlă care avea înăuntru un mesaj. Am citit-o și am văzut că scria ceva cam ciudat. Știți voi cum sunt toate sticlele alea, toate peturile alea de bere aruncate pe plajă, așa la malul mării, toate gunoile alea lăsate de cocalare, așa a venit și a găsit unul de ăla și... Deci, niște recomandări. Pentru cei care vor să se apuce de YouTube sau gaming, așa sunt începători, cam ce uneltele își recomandă să folosească? Când a zis unelte, parcă mă așteptam așa să vină cu un ciocan, o daltă, ceva așa, adică la propriu, unelte propriu zise. Deci, pentru început v-aș recomanda să folosiți acest mouse. Deci uitați-l, îl vedeți. Hai de pula mea, băi, deci chiar nu mă așteptam să fie în halul ăsta de rău. Coi, ăla e un mouse din piață, ăla e un mouse de la 10 lei. Salutare lume și bine v-am găsit la un nou clip. Bine ați zis era asta. Nu e motorul secundar, suntem la casmale. Aici e mică. Aici vine din ce... Dude, voi vedeți în ce se bagă omul ăsta, în ce face baie copilul ăsta. Deci mă jur, cred că în apa aia se ascund toate bacteriile din lumea asta, așa câte o mosă din fiecare. Ce mai mare? Coaie, se bagă și cu capul în infecția aia. Acum o să facem niște sărit. Chipurile ce l-a făcut cunoscut pe Sega sunt certurile dintre el și Gagica sa la telefon, în care el, bineînțeles, ca un mare politicos și eu în jură și o face pe aia în toate felurile și le postează și pe YouTube, adică ca și cum proastă nu-și dă seama că le postează pe YouTube. Adică asta e faza la români, românii caută scandal. Practic, de ce credeți că televiziunile încă au audiență? Pentru că se urmărește foarte mult scandalul și chestii de genul ăsta și omul a încercat să aducă chestia asta de la televizor pe YouTube. Cum a spus pe mine, nu mai interesează ce face treaba lui, dacă ăsta e contentul pe care vrea el să-l posteze și așa vrea să-și creeze o imagine, e treaba lui, dar că pe mine mă deranjează foarte, foarte mult faza comițitul abonaților. Din nou... Reflex Production. A, da, și în caz că nu am menționat până acum, Reflex fucking Production este firma lui, e un fel de studio al lui, căcat, nici dracu n-auzi de... Cine are sânge în vene și îl ține, îl provoc să facă rap battle cu mine. Bă, și asta a fost așa, ca un fel de intro, un fel de încălzire, că acum vine bomba tare. Sucre, numele tău cam pute... nu înțeleg, cum adică? Na, a dat să fie dat jos de pe YouTube. Mi-a copiat până și fucking râsul de la începutul replicii alea, deci tot, mă, tot. Mi se pare mie sau ai alergie? Ai alergie mare la șaorme și sarmale? Da, nu că vreau să fiu rost sau ceva, dar când ai alergie la ceva, pur și simplu nu mănânci lucrul ăla. Deci, tipul ăsta vrea să sublineze că sucre e gras în tot videoclipul,
Ce dracu, fucking voice cracks. Mi se pare mie sau ai alergie? Ai alergie mare la șaorme și sarmale? Da, nu că vreau să fiu rău sau ceva, dar bă, când ai alergie la ceva, asta înseamnă că nu mănânci lucrurile respective. Iar el în toată melodia asta încearcă să sublinieze faptul că sucre e gras. Ce dracu, fucking voice crack. Futu-s morții mătii. Bă, până și fața cu voice crack s-a zis, mă, bă, efectiv cuvânt cu... Deci cred că omul ăsta a luat efectiv video meu, l-a transcris așa pe o foaie și l-a citit. Nu se... Toai de pula. Bun, nu vreau să fiu rău cu aia, dar asta e boschetar ăsta. 100% e boschetar. Cred că l-au găsit pe stradă și au zis, bă, uite, îți dăm 10 lei dacă vii și te prefaci că citești în brânză și la bine. Este o campanie concertată. O campanie concertată. Acțiunea a fost gândită de câteva luni de niște oameni, de afaceri într-o țară care se numește cu ei. Uh-huh. În golul ăsta creat vor să-și introducă produsele lor. Ce? Am obosit. Nu mai văd nimic. Mamă, doamne, bă, voi vedeți, și-a făcut, a citit în brânzeturile alea, doamne! Și bineînțeles că se încheie cu fraza specifică, fraza specială lui Dan Diaconescu. Extraordinar, vom reveni. E momentul ăla din video în care te piși pe tine de râs. Bă, sunteți pregătiți? Dă-i! Bun. Trebuie să mai iau un cartof aici. Și probabil vă întrebați de ce mănâncă așa și filmez asta, pentru că... Nimeni nu a mai făcut asta când mănâncă. Sunt original, nu cal. Da, mă, fraților, el e original. Prin asta arată el că e original. Bravo, coaie, bravo. Vengă de un prost. Suge pula. Scuzați limbajul, dar chiar nu merită, gen. El se ia de oricine. Gen, nici măcar nu cred că... E doar un copil care stă la calculator și face video-uri. Mare chestie. Coaie, și chestia asta face diferența dintre un roast și hate. Bă, el în momentul ăsta mi-a făcut hate, dar sunt conștient de faptul că mai mult de 12 ani, 10 ani nu are, e copil și nu o să stau acum să nu-i jur. Nu, dar ascultați-mi pula mea puțin. Rulăm pe sequence, industrie în lor, ce pe-a mei baga boss nu underground. O la un metru, te bâni de goace, pe-a mei după mea ca pe pena mea. Asta zic ei în piesă, iar pe site scrie: ola cu metre nebântui te coacim, ce morții măsii. Nu rămân sec, coaie industriei iontoarci. No, versurile astea sigur nu sunt preluate de un om care, na, pula mea, gândește sau are ureche muzicală. Cam echipa ca pe Bernabeu. Nu rămân sec, industriei iontoarcem. Eu cu metri de vădă metri, le însurți în sute, dar dă-n chila figură mica. Bă, coaie, măcar de zicea cuvinte acolo, ce? Hai, sunt pregătit de... Bă, fraților, ăsta sunt eu. Nu știu ce fel de așteptări aveați, nu știu ce fel de chestii de genul, dar asta sunt eu, eu sunt Ranger, eu fac videourile de roast de pe YouTube. La mine vă uitați când vă uitați la roast-uri pe canalul meu. Și, na, sper că nu aveți așteptări mai mari sau ceva de genul ăsta. Nu știu cum vă imaginați voi că arăt, dar ăsta sunt eu. Sper să nu se audă anumite chestii de pe fundal, că sunt cu toată trupa aici și e gălăgie pe hol, tot felul de chestii de genul ăsta. Așa că, na, ca să înțelegeți, fac face review-ul ăsta din mai multe motive, pe lângă faptul că o să lansăm un videoclip zilele astea, săptămâna asta. Bine, voi când vedeți vlogul ăsta și chestia asta, eu am lansat deja clipul, l-aveți în descriere. Salut! Deci... Explicați-mi și mie, vă rog frumos, de ce dracu s-a machiat ăsta? A, sau e genul ăla de Emanuel Trist care vrea atenție? Te tai de niște, bă. Asta... O salutare! Sunt plătite să dea la ăștia care vin pe insulă. Adică emisiunea asta este ceva de genul, bă, încearcă să nu-ți înșeli partenerul cu care ai venit. Și ce credeți voi că puteți să vedeți la o emisiune la care participă numai curve și cocalari? Bineînțeles, scandal. Și nu orice fel de scandal. Sunt sute de chestii la modul ăsta. Revenind la ce vorbeam mai devreme, când o vedeți pe una că apare la televizor un halul ăsta, voi ce părere aveți despre ea ca și om? Și aici nu vă întreb, gen, cum arată ea, că parcă văd...